Șlagărul acestei perioade este legat de rotativă. Vrem, nu vrem, ne uităm spre Palatul Victoria, spre Palatul Cotroceni, dar și spre Casa Poporului, acolo unde sunt parlamentarii noștri scumpi și dragi și așteptăm să vedem ce le mai trece prin minte, ca să folosim doar cuvinte din dicționarul Eu cred că, că vor face domeni. un guvern mai suplu. Absolut. Știi ce înseamnă aia, nu? Nu. Atunci când unești două ministere și vor face, le face din patru ministere trei, Ăla care a unit două ministere Va avea angajați în el Angajații Ministerului 1, angajații Ministerului 2 pusând încă vreo 150 de oameni Nu va fi deloc mai suplu oameni Și bă. mai suplu, noi vedem că sunt doar doi miniștri Dar de fapt acolo sunt băgați Încă niște sute de oameni Care să facă legătura Între Cele două ministere care ar urma să dispară În viziunea lui uh, Marcel Ciolacu Vor fi repede anihilate Măcar de faptul că apare un al treilea Vicepremier în guvern fiindcă până la ora asta avem doar doi, și cu siguranță o să mai apară o nevoie suplimentară și uite așa și pe de încolo. Însă, ceea ce îmi place cel mai tare este că această rotativă, care ar urma să se producă începând cu data de 26 mai, dacă lucrurile se așează pe și. Pe 26 stă... mai, în principiu, ar trebui ca domnul actual premier să-și depună mandatul. Ce până este preluat un nou premier, să prepune, să votează în Parlament, să mai negocează. cam o săptămână, probabil, cel mai probabil. Deci Numai că... ar trebui să-l avem cu, cu, premier PSD. Cu Marcel Ciovac. Marcel Ciovac. Numai că, dat fiindcă pe 26 mai e depunere de, și e o zi de, de vineri, de vineri E uite, da, de de uite uite în în lucrurile vor începe probabil să fie discutate serios luni pe 29, iar uh, miercuri pe 31 deja e vacanță în această țară. Vă reamintesc că există o perioadă pe care o așteptăm cel puțin noi toți între da, unul și Da, eu sunt convins că pentru binele țării, se vor parlamentarii vor veni și vor lăsa copiii să se joace singuri în parc și Eu și nu cred. Eu încă tu, nu cred. tu nu crezi că parlamentarii nu. noștri nu. sunt atât de dedicați propășirii și, și zbăvirii economico-culturale a țării? Dar păi, ce crezi? Mă uit, păi dacă de exemplu mă uit la președintele țării, care spune, domnule, eu Dar nu... Dar el la câte concedii a avut până acum? Ar poate să-și auzi o zi, Dar nu e vorba de, de concediu, om, omule. E vorba despre faptul că el vine în fața presiei și zice... Pe mine poveștile astea cu negocierile nu mă interesează, nu mă nu Eu mai din lumea mea privesc nemuritor și rece cum nemuritorii ea se ceartă, nu? Dar el are deja prin toate sursele pe care noi cei din presă le avem, doi oameni deja în, în guvern. Care nu? sunt ea? Păi unul este celebrul ministru al, al educației care se confruntă cu o criză formidabilă, probabil una dintre cele mai mari din ultimii ani. Celebra doamnă Din Deca, păcate, nu ea cred că a făcut criza asta. E doar cea care. Nu contează dacă a făcut-o sau nu. Problema e că nu o să o, -o, -o poată rezolva. Administru? Deși, atenție, și doamna Deca și Claus Iohannis susțin că da. Legile educației rezolvă problemele. Nu, fiindcă în educației. Și, și unul altul, altul, este, este nu te pe cred pe cred exact cel bun. meu, susțin amândoi că în legile educației nu e trecută salarizarea și că e foarte bine că este așa, dar că, într-adevăr, profesorii merită salarii mai mari. Zic și unul și de două zile a domnului Nu, președinte ce să faci cu declarația? dar, declarații facem toți. Păi aia Și acele declarații nu te ajută să-ți plătești factura la nimic, să-ți cumperi un kilogram de zahăr sau un litru de ulei în plus, să mergi, nu știu, până undeva la Mara, că nu ajungi până la Constanța. Că mare e departe. Și e departe și așa mai departe. Deci toate poveștile astea te fac să te gândești doar atât. Care e al doilea ministru al dânsului? Uh, probabil cel un alt consilier care ar urma să vină, Consilier Marinescu, la finanțe, dar lucrurile nu sunt încă foarte clare. Uite, mi-ai dat un nume nou. Păi oricum o să avem uh, nume noi. Nume nou de care nu știam până acum, nu? Da. Uh, Claus Iohannis asta și spune. Uh, uh, îi rog, îi pe partenerii de guvernare să aleagă uh, oameni serioși și să nu se ducă foarte tare cu această negociere. Să o facă cât mai repede ca să pornim treaba. După că țara asta nu știe cum da, se desfășoară să treaba, o să vedem negocierea unor politice. Aia, cum o cărpim, să vedem pe cine mai pune. Eu nu cred că sau sper pentru domnul Iohannis să poată pune măcar trei miniștri. Tu deja potul, nu mai am niciun fel de comentariu. Este, este standardul liberalilor români, mă, ca trei ministri. Până atunci Pentru cei care mai să mai liberal. vorbim. Suntem Vicențiu Popa și Alexandru Catala. Și ne dorim o guvernare eficientă.